Febra la un sugar, febra la un copil mic este un semn de alarmă. Dacă copilul sugar sau copilul mic nu se alimentează, iarăși este un semn de alarmă. Faptul că copilul este somnolent și nu are o colorație normală a tegumentului, iarăși este un semn de alarmă. Sigur, orice lucru care afectează statusul normal, starea generală a sugarului, a copilului mic, poate constitui un element de alarmă. De aceea, între mame și medicul de familie trebuie să existe o comunicare permanentă. Mai mult decât atât, indicat ar fi ca până la vârsta de 3 ani, orice mămică să aibă o legătură cât mai strânsă cu un medic pediatru, adică să facă niște controale periodice, nu doar atunci când se fac vaccinurile, care sper că din ce în ce oamenii au înțeles și aceste vaccinuri chiar se fac, pentru că este în beneficiu copilului și ulterior al adultului. Copilul nu rămâne copil, el crește, iar imunizarea este foarte importantă. Deci să meargă periodic la control, să țină legătura într-un mod fie telefonic, fie, v-am spus, pe e-mail, cu medicul pediatru, cu medicul de familie, astfel încât să nu ajungă într-o situație în care copilul chiar să aibă o problemă gravă de sănătate și ea să treacă neobservată. Pentru afecțiunile acestea curente, afecțiuni sezoniere, virozele, boli diareice, orice afecțiune, sigur trebuie să se adreseze din timp, de când au apărut primele semne, medicului de familie. Dacă au și un medic pediatru, cu atât mai bine. Și acela va decide dacă trebuie copilul tratat la domiciliu, trebuie internat, trebuiesc făcute investigații suplimentare, astfel încât starea generală a copilului să nu se altereze și să nu apelăm prea târziu sau destul de târziu la medic. Adică să nu așteptăm să devină o urgență. Dacă copilul cade în parc, sigur, este o urgență. În momentul acela a apărut o leziune, poate chiar pierderea stării de conștiință, un traumatism de membre, un traumatism toracic, un traumatism craniocerebral, atunci este o urgență, atunci sunăm la 112. Dacă copilul are febră, este în tratament de la medicul de familie și face o convulsie sau ceva s-a întâmplat în starea generală a copilului, s-a alterat brusc, ea constituie urgență, atunci sunăm la 112. Dacă copilul este în tratament, a fost văzut de medicul de familie și ceva s-a întâmplat în cursul nopții și nu poate fi găsit medicul de familie în zilele de sărbătoare sau chiar după amiezile, când nu poți sau starea generală a copilului se alterează brusc, ea devine o urgență și atunci se sună și se spun aceste elemente și faptul că copilul este investigat, este tratat, doar că în momentul acesta a apărut chiar o urgență, ceva care a dus la alterarea stării generale a copilului.